Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prin diferite județe, orașe, este înghesuială foarte mare la matriculările de mașini. Și te gândești, adică nu poți să te programezi. Și te întreb, frate, chiar așa o fi prosperitatea de mare? Așa, adică pare. De ce o fi așa înghesuială? Pentru că sistemul programărilor online, pe aici, pe acolo, în multe locuri, a fost deturnat de niște mafioți care câștigă apoi din perceperea de taxe de urgență. Este un sistem foarte simplu. A fost explicat de prefectul de Timiș, pe care îl cheamă Mihai Ritivoi. Fiți atenți. Deci spune așa, dânsul. Există firme practic fictive, care își fac programări cu aceeași serie de șasiu, modificând doar ultima cifră și blocând zilnic, pe o lună și ceva înainte, aceste matriculări online. Se creează astfel o presiune artificială și o psihoză, că sunt cozi și trebuie să se aștepte zeci de zile. Deci cineva blochează toate programările respective, punând acolo numere de șasiu. Da. Și oamenii disperați apelează atunci, fără să știe, la aceleași firme care au blocat sistemul și care oferă ce convenabil posibilitatea matriculării rapide contra unei taxe de urgență. Și ce face firma după aceea? După ce taxa e plătită, asta zice tot prefectul, noaptea, când nu e trafic pe site, nu știu de ce noaptea, dar mă rog, așa se întâmplă, firma anulează o programare fictivă și introduce alta pentru a doua zi, a unui client care îi rezolvă mașina. Ca să nu existe riscul să ia cineva programarea respectivă, fie și din întâmplare. A, poftim. Tu nu stai noaptea, dacă vrei să te duci, să te înscrii, fie și la pașapoarte, nu te gândești să o faci noaptea la 3. Iată explicația. Vezi? Ce le merge mintea? Da, frate. Și prefectul a spus că, deși programările online sunt un semn de civilizație și acest sistem ar trebui să ajute pe toată lumea, în situația actuală este mai util pentru cetățean să meargă direct la ghișeu ca în urmă cu 15 ani, să ia un bon de ordine și să-și rezolve problema în aceea zi. Acum, mi se pare că s-a predat foarte repede domnul prefect. Deci sistemul ăsta, care e cu civilizație, cu nu știu ce, domne, e speculat. Ai tot cu bonul, merge și luați bon de ordine, asta spune. Asta înțeleg eu. Că poate dânsul doar a constatat că e mai eficient cu bonul de ordine fizic. Nu știu care a fost înțelesul, că n-am fost la declarația dânsului, dar așa se înțelege. Și cred că lucrurile se pot rezolva, adică poate cu o soluție simplă ar fi să nu mai poată fi anulate, de exemplu, programările odată făcute. Adică nu se mai pot să anula. Și asta ar însemna că firmele ar bloca programările astea degeaba, că n-ar mai putea să le înlocuiască și în scurt timp nici n-ar mai încerca să speculeze sistemul ăsta în propriul avantaj, că nu și-ar mai putea crea avantajul. Corect, da. Vrei să blochezi o lună întreagă? Ok, blochează o lună întreagă. Și ce ai făcut după aceea? Adică doar ai făcut rău, doar că ai blocat. Mai departe, nu s-a mai întâmplat nimic. În fine, eu cred că există soluții și trebuie doar căutate. Asta e, dacă sistemul e speculat, închizi portițele astea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.